Și-a dat demisia domnul Florin Cățuti în funcția de președinte al partidului. Astăzi, sâmbătă, la ora 13, când nici iarba nu crește. V-am spus asta acum câteva zile, pe strictsecret.ro, unde am publicat o analiză în care spuneam că domnul Florin Cîțu nu va avea altceva de ales decât să-și dea demisia din fruntea partidului. Când te vor 40 de organizații, e greu de crezut că poți face altceva. N-am fost foarte deștept când v-am spus această dezvăluire, stați liniștit. E o chestie de experiență și mai ales de jocuri interne pe care, ca jurnalist, dacă le urmărești, știi ce înseamnă când nu mai ești dorit într-un partid de toate filialele. Dar adevărata previziunea mea era că domnul Florin Cîțu n-a făcut acest gest fără să-și securizeze curul. În urma negocierilor pe care le-a avut doar cu Klaus Iohannis, el va primi, potrivit surselor mele, un post de prim-viceguvernator, poate doar viceguvernator, dar prim-vice știu eu, la BNR, urmând ca într-un orizont de probabil 2 ani, când expiră mandatul lui Muguri Sărescu, să preia Banca Națională Română. Să vedem dacă nu vor fi și alte interese. Ca cetățean, nu ca jurnalist, sunt pur și simplu îngrețoșat de nivelul de ipocrizie politică al Partidului Național Liberal. Unii spuneau astăzi că scenariul pentru distrugerea PNL și compromiterea Dreptei Românești continuă. Hai mă, pe bune! De cine? Ce? Adică nu înțeleg. Cum e că scenariul pentru cine distruge PNL? Forțe exterioare, forțe oculte. Băieți, n-ați avut voi România pe tavă, la picioarele voastre, timp de 2 ani în pandemie? Nu s-a retras PSD-ul cu umilință de la guvernare ca să vă facă loc? Nu ați primit toate resursele cu președinte la Cotroceni și guvern condus de voi, fără crâcnire și fără opoziție, timp de 2 ani? Cine v-a compromis altcineva decât propria voastră incompetență? Ați propus numai scursuri ca miniștri, ați delegat numai politicieni proști să conducă țara asta. Și atunci, despre ce discutăm? Ipocrizia de a alege un președinte autist politic, cum a fost Florin Cîțu, un inadecvat, un om cu privirea lucioasă și de la probabil alcool sau alte substanțe din trecut, dar bă, un om care nu înțelegea ce vremuri trăiește, v-a adus aici, stimați liberali. Da? Este Florin Cîțu, cel care spunea și își făcea cruce în fața Congresului că atâta timp cât va fi președintele PNL, alianța cu PSD nu va avea loc. Uite că a avut loc și nu a fost nicio problemă, adică chiar istoria a avut o durere în cot față de vorbele lui Cîțu, ne arată că s-a întâmplat această alianță. Este un exercițiu de ipocrizie politică îngrețoșător, care ne arată că liberalii sunt mai nesimțiți, mai nenorociți, mai mincinoși, mai lepre politice decât PSD-iștii. Cu toate greșelile din ultimii 30 de ani ale PSD, da, pe care eu le-am amendat și mulți alții, dar continuare am spus că susțin PSD, bă, cu toate greșelile PSD, niciodată, dar niciodată PSD n-a făcut gesturi atât de cretine, de împotriva țării, cum au făcut liberalii în ultimii 2 ani. Nu există niciun scenariu pentru distrugerea PNL. Pur și simplu, americanii s-au săturat, de atâta prostie în clasa politică românească și, la un semn, profitând de context, nu război, nu știu ce, au spus, gata, nu mai putem cu voi că sunteți atât de proști că să moară Bibi, dacă nu, trebuie să intervenim. Și au transformat clasa politică într-un pluton de soldați. Asta avem. Deci clasa politică este un batalion în subordine americană în acest moment. Ceea ce vreau să mă credeți că nici nu e rău. Pe cuvântul meu, dacă eu cred că e rău lucrul ăsta. Pentru că
până la semnalul dat de american că gata, ați închis totul, că venim noi să preluăm țara asta nenorocită, bă, am avut parte numai de hoți și jegoși în ultimii 3 ani. Bă, au furat ăștia în pandemie PNL-ii, de au rupt malul. Și uite-te, bă, asta este, de la venirea lui Ciucă, Ciucă al nostru, miștocărit, nu prea bun cu limba română, de la venirea lui Ciolacu la guvernare, pentru că această guvernare nu s-ar fi liniștit dacă nu era Marcel Ciolacu, da, și garnitura de PSD-iști. Bă, uite, s-a liniștit guvernarea. Bă, s-a liniștit, cum s-a liniștit, nu știu, cine o conduce, nu mă mai interesează, pentru că, până la urmă, jur că după atâția, după 32 de ani de corupție politică și de inadvertențe legislative, de inadecvare și în cazul ăsta al țării, de tot ce se întâmplă la nivel internațional, bă, prefer varianta asta, pentru că m-am săturat. Și trăim o nouă lume. Cine nu înțelege, nu înțelege ce s-a întâmplat în ultimele 4 săptămâni, înseamnă că chiar nu înțelege nimic din ce i se va întâmpla și nu înțelege nici trecutul. Gata. America a bătut palma cu Europa. Da. În sfârșit, după câteva chestii care puteau să fie în defavoarea acestei alianțe, uite, s-a întâmplat și în acest moment Europa cu America se îndreaptă spre restul lumii, spre partea aialaltă a lumii care a rămas încă nerezolvată, spre adevăratul dușman al Statelor Unite, dușmanul esențial care este China. Rusia nu este nimic decât un apendice economic al Chinei. Și dacă voi ați văzut această uniune, unificarea tuturor forțelor pentru a izola economic Rusia, trebuie să înțelegeți că asta va fi noua paradigmă în care vom trăi. Îmi spunea un prieten bun acum câteva săptămâni și până la urmă, cred că are dreptate. Bă, Liviu, pregătiți-vă să vă duceți copiii în capitalele Marelui sau Noului Imperiu, acolo unde nu va veni așa de ușor bomba, și scoateți-i din țara asta. Scoateți-i din țara asta, să obișnuiască acolo cu alte culori ale pielii, cu transgender, blend gender, ce vreți voi, bă, să... Sistem anglosaxon sau finlandez sau ce vreți voi, băi, dar să nu mai aibă de-a face cu țara asta, cu mentalitatea asta otrăvită, că suntem niște otrăviți, suntem un popor alterat, un popor care pur și simplu este manipulat și dorește să fie manipulat, un popor nerecunoscător, un popor care nu se iubește pe sine. Duceți-vă copiii acolo, nu mi-a lăsat și cred că asta o să fac și eu cu copilul meu, pentru că m-am săturat pur și simplu să sper la schimbări. Plecarea lui Florin Câțu îl va duce pe Nicolae Ciucă ca președinte, v-am spus asta, și cel mai probabil, tot eu v-am spus acum 3 zile, vom asista la un scenariu șoc pentru politica românească. Klaus Iohannis va prelua probabil președinția NATO. Curios, nu? Interesant, nu? La schimb cu țara, că așa vreau să văd, cum să spun eu, numirea asta. Deci, Iohannis, ca să-i fie lui bine, a negociat să devină șeful unei entități incredibil de importante. Sigur, va fi tot o slugă și el acolo, dar bă, asta e pentru lui. Lui trebuie 35.000 de euro pe lună sau 50.000 și privilegiu de supra-șmen, da? Și la schimb va preda țara. Bă, îmi dați aia, vă dau țara, dragi americani, luați-o, faceți ce vreți cu ea. Și pentru ei, americani, este un schimb fair play, adică ei văd chestia asta ca pe o chestie de change și nu se stresea, că eu chiar în valori, o văd în valori patriotice, Iohannis o vede în interes personal. Marcel Ciolacu va fi un foarte bun partener de guvernare în continuare, pentru că nu are de ce să facă, cum s-ar spune, lanterna mare. Partidul îi merge bine, s-a resetat și s-a recalibrat la Ciolan, deci nu are de ce să facă pași greșiți, mai ales că vorba aia vine de sus, laserul și etc. Și vom asista probabil la o perioadă din asta intermediară, până când, dacă se va naște o clasă politică nouă, mai curată, în 10 ani, până atunci
și să se decidă revenirea politicului la butoanele țării. Până atunci vom asista la această comenduire americană, lucru deloc greșit și o zi fără maliție, fără, nu mi se pare că în acest moment merităm mai mult. E trist, dar nu cred că merităm mai mult, adică băi, s-a încercat tot. Mie mi se pare de asemenea de amendat, pe lângă ipocrizia filialelor diverse din PNL, de, nu știu, să zici Vrancea, să zici Arad, să zici, bă, am spus-o și repede, mi se pare, de condamnat și de amendat ipocrizia împuțită a lui Emil Boc, a filialei clujene liberale, pe de listă, de fapt, a lui Emil Boc și a lui Daniel Buda, ăia care, nu mai discut de Rareș Bogdan, clănțăul care zbira ca un descreierat acum 6 luni la congres, da, și care acum pur și simplu se șterg la gură de maioneză și își aleg un nou cur de pupat. Băi, este incredibil, băieții ăștia n-au, deci n-au niciun fel de bun simț, niciun fel de jenă să vină în fața electoratului să zică, bă, am fost în echipa câștigătoare, nu-i problema acum, Ciucă este bun. Deci, cine să mai creadă în PNL în aceste momente? Nici proprii susținători cred că nu mai cred în chestia asta. Nici bușoii, nici fluturi, nici bocii care s-au înghesuit în spatele curului Lucâțu acum câteva luni nu mai pot să vină în fața electoratului, bă, dacă n-au, să vină și să zică, bă, vă mai cerem o dată votul. O demagogie de 4,50 lei, pentru că, și mai ales din partea lui Emil Boc, pentru că, care este în stare de asemenea demagogii îngrețoșătoare, pentru că astăzi vedem brut cum totul se schimbă în 4 milisecunde, când vor forțele mari, când Licuriciu Mare vrea asta. Vă aduceți aminte de Emil Boc când spunea că dacă nu iese Câțu președinte de PNL, copiii lui vor pleca din țară? Ia să vă mă, nea Emile, cum îți scoți tu fetele afară din țară? Ia, hai, că să te ții de cuvânt, hai să le vedem afară. Trimite-le și gata. Un suflu nou reprezintă Nicolae Ciucă? Habar n-am. Nu-mi dau seama dacă reprezintă un suflu nou. Da, mă credeți că prea puțin îmi mai pasă? Pentru că am avut la sufluri noi în ultimii 15 ani, 20 de m-am plictisit, de la Traian Băsescu la Elena Udrea, de la Klaus Iohannis la Dan Barna, de la Cioloș la Ponta și la cineva. Numai sufluri noi am avut peste tot și am luat un freză. Ori chestia asta aș vrea să nu se mai întâmple. Bă, batalion disciplinar politic sau nu al Americii, bă, sper din suflet, aia cu ne vindem țara, să nu mai zicem, vă rog, că ne-am vândut oricum, sper din inimă ca măcar România din punctul ăsta de vedere să se stabilizeze un pic, măcar emoțional, nu economic, nu mai am speranțe. România este o țară distrusă din punct de vedere psihologic, în ultimii 2 ani a fost pur și simplu martelată, schingiuită, violată moral de pandemie, de crizele politice, de incertitudinea evident pe care au avut-o și alte popoare ale lumii. Da? Dar să se așeze România, măcar din punct de vedere emoțional, să se stabilizeze ca să putem să mergem mai departe. Sunt nu dezamăgit neapărat de tot ce se întâmplă, ci începe să-mi fie frică. Frică pentru felul în care voi îmbătrâni, dacă voi mai avea vreo șansă să stau în țara asta ca cetățean, să trăiesc. Mi-e frică pentru copiii mei, pentru copilul meu, pentru viitorul copiilor mei, copiilor voștri m-am tâmpit, dar n-am copii din flori. Mi-e frică, nu știu în ce lume vor crește, dar dacă e așa să-mi ascult prietenii, cred că și eu îl voi trimite la studii în afară. Imaginea asta cu Florin Câțu lăsat singur în sediu PNL când ăia n-au avut ouăle nici măcar să vină în fața lui să zică, bă, prezint demisia, bă, ne cerem scuze, așa e momentul, adică suntem niște târfe politice, nu trebuie să te superi, cum l-am trădat pe Ludovic Orban, așa te trădăm și pe tine, hai să mai bem un par de șpriți și mergem. Bă, toate chestiile astea mă fac să-mi fie foarte, foarte frică.
trăiască România dodoloață, e zisă la mișto. Și mai ales în contextul de astăzi, chiar sună la mișto.